Zona centrală este printre cele mai populate din municipiu pentru că aici își au sediul foarte multe instituții publice. Așa cum era de așteptat, aici se găsesc și multe locuri de parcare, în special rezervate angajaților acestor instituții. Numai că în două dintre parcări, autoritățile au amplasat indicatoare rutiere cu semnificația stație de autobuz, unul lângă Consiliul Județean și un altul în fața Casei Județene de Pensii. Partea proastă este că stațiile nu sunt marcate corespunzător, iar oamenii așteaptă autobuzul în stradă printre mașinile parcate. Trebuie să stăm în stradă, dacă nu, unde e? În altă, acolo în partea aia nu pute să facă, e la primărie. Se pare normal să aștepți în stradă? Nu prea. Considerați că ar trebui amenajată? E normal că ar trebui, dar cine trebuie să ocupe de asta spune că la timpul respectiv, că acum nu sunt posibilități. Mașini vin în ambele sensuri și se întâmplă foarte multe accidente. Autoritățile spun că au cunoștință despre această situație. Conducerea societății Tracum, care asigură transportul public local, a făcut deja demersurile necesare către serviciile locale să marcheze corespunzător toate stațiile de autobuz din oraș. Este și o adresă oficială făcută cu toate stațiile de autobuz din oraș, cu necesarul pentru fiecare stație, ce necesită. Dacă necesită alveolă, dacă necesită marcaj, dacă necesită indicator de montat sau de schimbat, dacă necesită plăcuța adițională pe care să monteze graficul de circulație. Deci este adresa oficială făcută către acest serviciu. Contactat telefonic, directorul servicii locale Ionel Sebastian susține că stațiile de autobuz se află pe lista de priorități a societății, însă mai au de așteptat. Să analizez că a zis, am înțeles că să se reanalizeze amplasarea la stația aceea de autobuz. Am urgența asta acum. Niciun caz. Trebuie să marcăm piața, să o remarcăm cu toate parcările alea și când începem acolo, terminăm, ne ocupăm de stația de autobuz. Până când autoritățile vor analiza situația și vor efectua marcajele stațiilor, oamenilor nu le rămâne decât să stea ca și până acum printre mașinile parcate și să aștepte autobuzul.